Ministerul Mediului și Garda de Mediu să ia cuvântul. Aș sublinia, înainte să dau cuvântul domnului Teodoru, următorul aspect. Intenția intrinsecă a demersului nostru este să cultivăm puțin și această noțiune de deșeu cu valoare, că are o valoare, o valoare care se poate întoarce în... Ideal ar fi să se și întoarcă la comunitatea care face efortul să o colecteze și adevărul este că în mod excepțional în câteva localități mari din țară, cum ar fi Piatra Neamțu, primăria și operatorul a stabilit o modalitate de recompensare a celor care colectează separat, în sensul în care pentru aceștia tariful diferă, sigur simbolic, dar diferă față de cei care predau deșeul, duc deșeul la grămadă. Deci sunt, iată, sunt câteva elemente pe care sperăm să le promovăm pe măsură ce ajungem și în București și în țară. Ne propunem să promovăm asemenea discuții și în țară și o să vă rog să ne adresați câteva cuvinte în jurul acestei preocupări pe care o avem. Mulțumesc! Așa, acum ar trebui să mergă. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Sistemul administrativ din România suferă de foarte mulți ani pe tot ce înseamnă cifre. Aici s-au vehiculat niște procente care, în fine, unele pot fi adevărate, altele poate prin comparație cu ce deține și sistemul de management al deșeurilor la nivelul statului, poate pot fi ușor corectate. Însă cel mai interesant exemplu pe care l-am auzit aici este ce ați spus dumneavoastră la Piatra Neamț, înțeleg. Poate acela de fapt este primul pas spre o modificare a sistemului. Revin la statistică, e clar că așa cum decurg lucrurile astăzi, s-ar putea să urmeze un... între ghilimele, un dezastru pe subiectul ăsta. Nu reușim să ne desprindem de acest fatidic 1%, 5%, în fine. Piatra Neamț este un exemplu și o să-mi permit să vă dau și câteva detalii de ce. Și de ce este, din păcate, doar un mic pas, pentru că acel sistem, de fapt, trebuie să ajungă până la capăt și eu, ca cetățean, în momentul în care hotărăsc că ambalajele din casa mea, din curtea mea, devin deșeuri, acelea, în mod normal, ar trebui să mi se ridice gratuit. Explicația este foarte simplă. Consider că, odată cumpărat acest produs, l-am plătit cu tot cu ambalaje. Este puțin, cum să zic, nepotrivit ca la momentul în care eu hotărăsc să-l arunc, să mai plătesc încă o dată pentru el. De aceea, sincer vă spun, nici nu știam că la Piatra Neamț s-a încercat introducerea acestui sistem. În engleză se cheamă pay as you throw. Foarte pe scurt, plătești cât produci. În momentul în care tariful este diferențiat, o să vedeți că toate cifrele vor fi nu neapărat mai mari ca raportare, ci mai aproape de realitate. Pentru că, revin la ce am spus la început, se pare că aceasta este problema de sistem. Statistica ne cam omoară pe toți. Revin iarăși. Problema aceasta de colectare selectivă s-a punctat foarte bine aici. Este, în principiu, responsabilitatea autorității publice locale. Din materialul prezentat de dumneavoastră constat că, nu știu dacă se depășește 50% din cei care sunt responsabili, au înțeles ce au de făcut și au înțeles, îmi permit să spun, să-și respecte proprii cetățeni. Pentru că, până la urmă, putem reduce această problemă la respectul față de cetățean. Investițiile, de asemenea, toate aceste tomberoane, toți recipienții de care vorbim aici,
ar fi trebuit să existe nu de un an, doi, de vreo 10 ani încoace. Această obligativitate era prevăzută de mult în legislația românească referitor la protecția mediului, numai că nu s-au aplicat asupra acestei probleme exact oamenii care au fost aleși să îmbunătățească, să zicem, traiul în urbea lor. Și în această discuție, bineînțeles, intervine și operatorul de salubritate, care până la urmă nu face decât să... Da, am sesizat și eu acest lucru. Este, îmi permit, chiar dacă e puțin mai dur cuvântul, este puțin aberant ce se întâmplă la nivelul tarifelor. Probabil că știți, la nivel național se desfășoară un proiect derulat prin Autoritatea de Mediu, care se cheamă Sistem Integrat de Management al Deșeurilor. În 41-42 de județe, fiecare județ va avea un centru de management. S-a ajuns la niște tarife, nu vreau să dau exact exemplu unde, dar se învârte undeva între 1 leu și 2 lei pe cap de locuitor, ce face practic imposibil de gestionat acest sistem. Și aici, părerea mea că s-a ajuns de-a lungul timpului datorită acestei legislații de achiziții publice, unde nu se pune decât accent pe tariful cel mai, prețul cel mai mic. Este normal într-o competiție să încerci să câștigi o licitație, numai că ajungi în situația să o și operezi, să operezi sistemul și să-ți dai seama după nici jumătate de an că acel leu nu, practic nu poți să deschizi nici poarta întreprinderii cu leul ăla. Dar, în fine, asta e o situație care nu știu cum va fi rezolvată. Da, dar noi vorbim despre achiziții care deja s-au derulat. Că ce va fi peste un an, doi, vom vedea. Pe scurt, este că este pur și simplu o problemă de management intern la nivelul autorităților locale. Așa cum vor ști să gestioneze această problemă, depinde numai de ei. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, repet, mai ales că știu că ați aflat din scurt de invitație. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici. Este adevărat, mă așteptam să spuneți asta și înțeleg și de ce. Adevărul este că odată cu adoptarea noii legi a salubrității, practic răspunderea este la autoritatea locală în relație cu operatorul, mă rog, la autoritatea locală, înțelegându-se în multe situații ADI-ul, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Provocarea mea pentru dumneavoastră este să ne gândim ce se întâmplă dacă eu, primar, din diverse motive, am scăzut și tariful ca să ies la final de mandat nu foarte tăvălit, cu ghilimele de rigoare, cum că am pus vreun cost prea mare pe umerii oamenilor. Înțeleg eu așa că ar trebui să particip la un efort național, să cresc de la 5%, 1-5, spuneați dumneavoastră. Adevărul e că suntem extrem de jos în ce înseamnă valorificarea deșeurilor, căci acest aspect se contorizează, nu atât colectarea separată, cât valorificarea deșeurilor. Deci suntem pe la 5% cu îngăduință, eram pe la 1%, am crescut la 5%, dar până în 2020 trebuie să fim la 50%. Bun, eu sunt și populistă și... Nu, asta am zis, asta am spus și aici mă întorc către dumneavoastră. Repet, suntem într-o zonă unde vă adresez niște provocări. Nu am pretenția că dumneavoastră sunteți chiar ministru și răspundeți de o întreagă echipă ministerială. Vom avea, ministerul va fi în situația în care îți dea justificare de ce la un moment dat, în 2019, poftim cu un an înainte să expire perioada, nu suntem nici pe departe, zic eu, să dea Domnul să fim la ținta respectivă. Adică e adevărat că răspunderea este locală, dar de o manieră sau alta, în foarte scurtă vreme, tot către dumneavoastră se va îndrepta comisia și va spune așa, și ce faceți dacă ați constatat că nu se întâmplă din propria inițiativă a autorităților locale, sau ce ați făcut, ce veți face și așa mai departe. Ce s-a făcut, cred că poate să ne spună colegul meu. Bănuiesc că s-au dat ceva amenzi pe subiectul ăsta.
Da, întrebarea e bună. La ce ajută? Ca să dai o amendă, să bagi mâna într-un buzunar, să muți banii de acolo-colo, că până la urmă tot în sistemul public, despre sistemul public vorbim. Nu știu, problema este a cetățenilor. Deci dacă în momentul în care autoritatea locală, nu vreau să anticipez ce se va întâmpla pe infringement și așa pe subiectul ăsta, pentru că sunt niște sume colosale. Probabil că dacă se vor împărți, să zic, 100 de lei penalizare, dacă se împarte la numărul de autorități locale care nu și-au îndeplinit țintele și așa mai departe, probabil că atunci o să se trezească și cetățeanul. Noi, ca autoritate de mediu, în afară de să-i controlăm, să-i amendăm, nu există altă soluție. Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație, doamna Alexandru, și colegilor, parte din echipă.